Bine, v-am regăsit. Astăzi vorbim despre activitatea sindicală din învățământul preuniversitar Clujan în această perioadă de pandemie, iar alături de mine se află Lucea Cojocaru, președintele, lider, președintele Sindicatului Liber din învățământul preuniversitar Clujan. Bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit. Se poate spune că în această perioadă ați avut mai mult de furcă la sindicat decât în alte perioade mai liniștite? Da, într-adevăr, în această perioadă am avut. O activitate, să spunem, mai susținută, fiindcă uh, atât colegii mei, cât și noi la sindicat, uh, să știți, uh, lucrul acesta online uh, presupune un efort, uh, eu cred, suplimentar. Și atunci, uh, sigur că și energiile noastre sunt uh, mai consumate și sigur că am avut uh, o perioadă destul de uh, încărcată. Concret, care au fost provocările uh, cu care v-ați confruntat în această perioadă de aproximativ două luni și da. De când de când a izbucnit uh, epidemia. Da. Uh, la nivel uh, județean, dar și la nivel național la nivelul Federației sindicate Libere din Învățământ, uh, am avut uh, multe intervenții și ne-am implicat în primul rând uh, la o salarizare corectă și uh, să zicem noi la timp uh, a tuturor salariaților din învățământul preuniversitar. Și aici mă refer atât la Plata acora, fiindcă în perioada lunii martie știm foarte bine că au fost unele probleme pentru neplata acestor ore la unii colegi care ori erau pe jumate de normă sau erau chiar peste normă și aveau Plata Cora. Apărând ordinul ministrului, după vacanța de primăvară, acest lucru s-a reglementat datorită intervenției noastre și atunci se plătesc și aceste ore plata cu ora colegilor noștri. Știu că la un moment dat s-a pus problema ca personalul auxiliar, secretare, contabili, femeia da. de serviciu să, să meargă în concediu de care? Da, fiindcă la nivelul guvernului, domnul prim-ministru Orban a subliniat faptul la un moment dat, cum a spus și noastră foarte bine, că din sectorul bugetar ar trebui să intre uh, personalul în șomaj tehnic. Și atunci, Așa, a, șomaj tehnic. sigur că noi ca și sindicat am intervenit uh, pentru personalul auxiliar și nedidactic, cum a spus și noastră, care era în activitate și avea sarcini de serviciu în fiecare școală să nu intre în acest șomaș tehnic. Deci credem că este un merit, să spunem, al nostru pentru colegii aceștia. Iar pe de altă parte a mai intervenit pentru personalul din Palatul Copiilor, de la cluburile școlare și de la Căjăraie, unde acum o săptămână sau două au fost în pericol de a li se reduce posturile ori în timpul anului școlar, nu cred că era corect acest lucru și uh, ne aducea un mare prejudiciu. Datorită intervenției noastre la nivelul federației, uh, prin domnul președinte Simeon Hâncescu, sigur că s-a intervenit la minister și acest lucru a fost stopat. De curând ați participat la, o, la un grup de dialog social la, și vreau să vă întreb, problemele sindicatelor din învățământ sunt peste tot la fel în toată țara sau sunt diferite pe zone? Da, aici, sigur, bine ați spus, sunt diferite, fiindcă depinde de, de gravitatea sau situația care este, nu excludem zona Suceava, da? unde știm foarte bine că a fost o zonă izolată și cu foarte multe probleme. Acolo colegii, sigur că n-au putut desfășura de multe ori și chiar este și o zonă care, știți, de munte, unde uh, mulți nici nu au avut condițiile necesare pentru a desfășura un proces uh, online uh, cât de cât adecvat ori sau ne gândim chiar și dar zona Moldovei spunem noi că a fost mai mult periclitată și bineînțeles mediul rural iarăși este o problemă pentru ei fiindcă nu au șanse egale pentru, to pentru toți elevii și chiar și profesorii fiindcă aici trebuie să avem în grijă și să ne îngrijim chiar și de profesori fiindcă și ei ar trebui să, să fie sprijiniți, să li se acorda un laptop, o tabletă, să li se acorde anumite platforme, anumite uh, programe școlare și chiar să fie îndrumați și uh, să fie perfecționați în acest sens, fiindcă trebuie să recunoaștem încă nu <laughs> chiar suntem la începutul acestei învățări online și pentru toată lumea a fost greu. Pentru că noi la Via Cluj TV avem o campanie care se numește Vești bune, încercăm să vedem și partea plină a paharului. Ce lucruri pozitive a adus pandemia din acest punct de vedere? Al, al luptei sindicale, al învățământului preuniversitar? Da. Trebuie să spunem că ne-am maturizat puțin și ne-am cumva... Ne-am făcut mai omenoși, să spunem, mai, mai umani, mai ne-am atașat familiei, ne-am apropiat. Cred că părinții uh, au stat mai mult cu copiilor acasă și, și au văzut care sunt nevoile lor și care sunt cerințele. Știu că nu le-a fost ușor uh, părinților, fiindcă uh, au suferit alături de copiilor, dar, uh, pe de altă parte, au văzut și greutățile care se întâmpină și care le întâmpină uh, profesorii în predarea aceasta online. Uh, aici iarăși trebuie să fac o paranteză sunt anumiți colegi care chiar uh, au uh, exagerat de multe ori cu prea multe teme sau prea multe sarcini care le-au dat uh, la uh, elev deși recomandarea ministerului a fost să nu fie încărcat și chiar în luna martie uh, s-a subliniat faptul să se treacă la o recapitulare, deci nu la o predare. Doar după ce a apărut din 22 aprilie acel ordin, atunci s-a trecut la o învățare uh, și uh, predarea mai departe a materiei. Dar. Uh, din Sunt. păcate au fost și școli care nu prea au trecut la învățământul online până în 22 aprilie în speranța că se revine la școală. Da, asta a fost o speranță și trebuie să mai să avem în vedere și un alt aspect dacă se revine la al doilea val din septembrie și atunci să fim pregătiți Ministerul ne asigură că vor fi dotate școlile și vom fi pregătiți. Iarăși, este un semn de întrebare dacă, într-adevăr, toată lumea și uh, toți elevii vor, vor avea acces la uh, uh, această învățare online, dacă se va întâmpla, fiindcă nu este chiar <laughs> convenabil și nu cred că ar trebui să, să lăsăm deoparte toți copiii aceștia care sunt văduviți de anumite necesități care se suportă. Planul de viitor pentru Sindicatul din învățământul pe universitar Clujean, dar și bineînțeles, și la nivel național. Da. Avem în vedere să continuăm pentru colegii noștri suportul acesta cu asigurări prin grupul AMA, care le-am dat această asigurare și foarte mulți colegi au apelat în perioada aceasta la, la acest ajutor, chiar au fost despăgubiți de acest grup AMA. Pe această cale, cred că și colegii care sunt înscri, deci doar membrii de sindicat revin această asigurare. Plus de aceea, care, care ce acoperea? Acoperea operații, concedii medicale diferite, chiar dacă vroiai să-ți iei pentru prima dată ochelari, deci anumite servicii din acestea care uh, sunt uh, cuprinse în, în uh, aceste contracte care l am avut uh, cu grupa AMA. Iar foarte mulți colegi au deja și beneficiat de, de acest suport material și noi credem că e foarte bine. Bine că n-au avut clauze de forță majoră și să, să fie anulate, zic <laughs> da, eu, da, da, dacă da. e să vedem partea chiar plină a paharului. Da, Noi am mai continuat cu procesele care, deci, să adunăm documentele, fiindcă am mai avut pe rol câteva procese pentru colegele noastre secretare și contabile, pentru cei care au avut învățământul simultan, deci, în continuare vom depune aceste documente necesare și cred că în continuare am acordat consultanță juridică atât membrilor de sindicat care ne-au cerut cât și directorilor sau oricare coleg care ne-a solicitat telefonic sau prin mail toate problemele care au, au întâmpinat în această perioadă Doamna Cojocară, vă mulțumesc foarte mult pentru precizările făcute și vă mai așteptăm la Via Cluj TV. Mulțumesc și eu Și vă, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi Ne vedem pe net.